Doamne ajută, oameni dragi, plecăm spre Miroslovesc, spre Pașcani. Ne petrecem după amiaza într-o plimbare pe drumurile patriei, pentru că mergem, avem un șantier fain undeva la Pașcani, unde am decis de ceva vreme să facem o lucrare de scurtă durată, o lucrare unde avem un copil tare drag nouă, Jeni Maria, mai țieți minte, fata cu leucemie, ne-a apucat să-i reamenajăm casa, pentru că trebuia și o băiță acolo și am trimis muncitorii de dimineață, ne-au avut multă treabă, azi am fost, am avut o întâlnire cu medicii școlari din Iași, pentru că toți copiii din Iași, toți școlarii care nu-și permit o radiografie dentară, un RMN, un CT, un medic specialist, un ginecolog să vină la noi să găsească în dar sănătatea pe care și-o doresc și acum plecăm la Jeni. Prima solicitare. O vacă, da? Pentru Jeni, copilul care a biruit până acum o boală tare grea și pentru familia minunată cu frățiorii ei, da? De-a patrulea copil a fost diagnosticat acum, are un an de zile când? Un an de zile cu leucemie. Iar noi, știind că urgența a fost mai întâi să ne ocupăm de ea în spital, venim și o ducem ori câte ori nevoie la spital și asigurăm ce putem noi, ce puțin casa asta ca mai locuibilă.